Smiley nu-l crede, dar Tudor este hotărât să-și vadă de drum cum știe el mai bine. Următoarea concurentă poate intra în cartea recordurilor pentru cea mai tânără susținătoare. N-am mai văzut cumva la Vocea României. Sunt pentru a doua oară aici și emoțiile sunt aceleași. Anul trecut eram în luna 8-a, arătam ca o gogoașă. Aveam și foarte mari emoții. Îmi tremurau tot, și genunchii, și mâinile, și vocea. Anul acesta sper să fie mai bine. Eva a apărut ca un soare în casa noastră. Am înțeles că toate momentele cele pe care le consideram eu fericite până la asta erau de fapt nimic. E un moment miraculos și e un moment de nedescris. Eu sunt foarte dependentă de copilul meu. Am stat mult pe gânduri până să vin aici. Eram sigură că nu vin anul acesta. Dar după ce m-am gândit că dacă vin la anul iar însărcinată, nu o să fie bine. De asta zic, mai încerc anul acesta. E o responsabilitate mare. Atât Vocea României, cât și să ai un copil acasă. Eu mi-am asumat-o și sper să mă descurc. Sora mică, sora amare. Nu? Da, mijlocie. Mijlocia, mă rog, mai mare decât mai ea. Mare. Am înțeles. Emoții? Cine se întoarce primul? Haide! Mă mănâncă palmele. Haide! Before the days of no surrender years ago, and well you know, so smoke up if you got it, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'd ever get to heaven, 'cause I don't know how. Let's raise a glass or two. Bună! Hello! Cum te cheamă? Tatiana mă numesc.